La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Din nou întârziat, dar există întotdeauna motive. V-am zis, niciodată nu e fără motiv. Și tocmai de aceea am cer scuze, dar v-am zis și v-am promis, rămânem pe coordonatele poeziei în fiecare zi, chiar dacă uneori mai ratăm așa calendaristic câteva minute. Important este că suntem împreună, că poezia o facem să fie aproape de noi și, ca de fiecare dată, poezia este însoțită de o coloană sonoră. Astăzi am ales din nou Mozart, coartete pentru flaut. V-am dat coordonatele pe pagina Facebook, sunt pe YouTube, sunt la dispoziția noastră. Evident, toți avem acasă Mozart, dar acum mi s-a părut că această coloană sonoră se potrivește în mod special cu prima poezie pe care am selectat-o pentru momentul nostru. Dar o să vedeți că Mozartul merge foarte bine cu orice fel de poezie, pentru că el însuși e ca așa o ferie și ne bucură. Bineînțeles că ne bucură mai mult când e cu poezie, iar vorbesc prea mult, haideți să trecem la poezie. Primul autor pe care îl invit în cercul nostru este din Hunedoara, este chiar membru al filialei Arad Hunedoara, Uniunii Scriitorilor. Nicolae Crepcea, născut în 16 februarie 1952, și din creația sa am ales un poem, v-am zis, care are fluturi, e de fapt un flut, haideți să vedeți, e un fluture aici care are un rol foarte important și pentru autor și pentru noi. Deci, Nicolae Crepcea de la Hunedoara. La lumina ochilor tăi. Acest poem este un fluture alb, tocmai ieșit din crisalida emoției. Se înalță în zbor zigzagat, te caută cititorule să se așeze pe buzele tale. În întuneric își pliază aripile și doar la lumina ochilor tăi el va fi viu. Iată că trebuie să avem grijă și de poezie și de fluturi. Ce frumos, ce frumos! Nicolae Crepcea, stimați prieteni! Tot așa, un poem foarte mic, dar foarte, foarte frumos, din creația unui autor gorjean, Nicolae Brelea, născut în 1932 și să știți că este mai mult umorist, domnia sa, este membru al Uniunii Umoriștilor, Epigramiștilor din România, al Cenaclului Umoriștilor Gorjeni, dar este și membru al Cenaclului Columna din Gorj și dintr-o revistă, Caietele Columna de la Târgu Jiu, eu am găsit un poem, sunt mai multe acolo, dar acesta, v-am zis, mi-a plăcut pentru că e foarte scurt, foarte dens și extraordinar de frumos, seamănă de fapt cu primul cumva, cu primul care nu e al său, dar v-am zis, poemele singure se cam potrivesc așa în momentele noastre să fie armonie. Deci poemul lui Nicolae Brelea se intitulează Doar cu tine, dar nu e cu fluturi. Doar cu tine vreau să merg după urmele de cerb, să-l găsim într-o poiană, cerb stăpân scăpat de goană, rege peste braz și fagi, peste ciutele lui dragi, înfrățindu-ne sub stele, toți descătușați de rele. Ce bine, ce frumos! Și zău că ar merita să mergem într-o poiană și să zărim așa cu coada ochiului și de la distanță, că știți că nu trebuie să ne apropiem de animalele sălbatice, să nu le stricăm habitatul. Deci mi-ar plăcea să vedem acest cerb și ciutele lui și să ne gândim la acest poem dulce și tare frumos, care se încheie așa cu o speranță extraordinară. De la acest cerb să ne descătușăm de rele. Minunăție!
Minunăție! Și încheiem momentul nostru cu un autor tânăr, Șerbana Casandrei, născut în 14 iunie 1997, iată, doar ce a trecut ziua lui, spunem așa foarte târziu lui Șerban, la mulți ani, născut în Vaslui, trăiește în București, este absolvent de filologie, este germanist și iubește și istoria, am văzut eu undeva, dar este un poet foarte sensibil și chiar dacă nu are atâta dulceață în poeme, are o sensibilitate care răzbate chiar dacă poate că el nici nu vrea să o arate. Dintr-un grup de poezii pe care le-a prezentat Gelu Diaconu în platforma 1000 de semne, platforma culturală, știți foarte bine, care iubește tare mult poezia și chiar m-am bucurat că această platformă, de fapt echipa ei în frunte cu Gelu Diaconu, a fost recompensată cu o diplomă la evenimentul din aceste zile Poezia de la Bistrița. Îl felicităm pe Gelu Diaconu și colegii săi care îl ajută. Și să revenim la poetul nostru, Șerbana Casandrei. Am să vă prezint poemul intitulat Mici schimbări. Cât am putut să pierd nu contează, pentru deranjamentul aleator al puștanilor durabili de mâine. Ce am construit cade piesă cu piesă în camera de vacanță a ceței. Ochii și mințile lor iubesc în rețele care merg în jurul planetei mele și acele revisate, ocolindu-mă în fiecare an, ca primul sâmbure uitat după cules, într-un loc rămas fără puterea de derută a naturii. Foarte interesant acest poem, dar v-am zis, mie așa mi se pare, că răzbate o durere puternică, interioară, acestui tânăr, Șerbana Casandrei, durere legată de tinerețe, de vise, de acest sâmbure care e undeva într-un loc unde natura nu mai are putere sau are o putere ciudată care parcă ar fi derutantă, nu? Dacă e să luăm așa motamo poezia, dar poezia nu se ia motamo și se simte și eu am simțit că Șerbana Casandre e un poet care merită căutat, lecturat și bine că există și bine că există și alți poeți pentru că ne vom revedea și la momentul următor. Până atunci, noapte liniștită, indiferent cum e vremea, caniculă, ploaie, vijelie, furtună, ce-o fi, numai ca în Germania să nu fie, Doamne, ce e acolo, dar noi încercăm să ne protejăm și ne protejăm lecturând poezie bună și care să ne facă să fim vii și să facem și fluturii să fie vii. La bună revedere, prieteni!